Locurile publice de parcare nu mai sunt taxate de societatea care le administra până acum, anunță Primăria Făgăraș. La începutul acestui an, primăria a acționat în instanță societatea respectivă cerându-i acesteia rezilierea de drept a contractului de asociere, încheiat în anul 2010. Rezilierea a fost cerută ca urmare a nerespectării de către firma respectivă a unor cauze contractuale. Sunt mai multe prevederi pe care le-am invocat în instanță. În cele din urmă, instanța a ținut seama de unele dintre ele. Erau cele referitoare la curățenie, la dezăpezire, la marcaj și, nu în ultimul rând, la legăturile de internet care trebuiau să existe, legăturile de la camerele video de supraveghere a parcărilor respective. De asemenea, faptul că mulți cetățeni ne semnalau faptul că nu toate aparatele mergeau și nu tot timpul funcționau și nu eliberau tichete de parcare, deși introduceau monede. Sunt mai multe chestiuni mărunte, dar care creau un disconfort major șoferilor și mai cu seamă turiștilor care ajungeau să viziteze cetatea Făgărașului și Făgărașul. Drept urmare, după ce am sintetizat toate neregulile semnalate în teren, am cerut instanței să constate nerespectarea clauzelor contractuale, astfel încât acum toate parcările publice sunt libere de sarcini. În urma sentinței civile a Tribunalului Brașov și a deciziei civile pronunțate de Curtea de Apel Brașov, instanțele de judecată au admis cererea municipiului Făgăraș și au constatat rezilierea din plin de drept a contractului. Contractul dintre municipiul Făgăraș și societatea Fidelitas a luat sfârșit. El a fost reziliat ca urmare a hotărârii instanței de judecată. În luna martie a acestui an eu am solicitat instanței să constate rezilierea de drept a contractului ca urmare a nerespectării unor prevederi contractuale. Drept urmare, instanța în două rânduri, atât Tribunalul cât și Curtea de Apel, ne-au dat câștig de cauză și, începând de astăzi, practic, parcările sunt libere pe domeniul public al municipiului Făgăraș, pe toate cele 5 zone în care existau asemenea parcări, urmând ca la începutul anului 2016, pe noul cod fiscal, să propun Consiliului Local adoptarea unei alte strategii și a unui alt regulament pentru administrarea parcărilor publice pe raza municipiului Făgăraș. Până atunci sunt gratuite și am cerut firmei să retragă oamenii care taxau aceste locuri și să ridice de pe domeniul public aparatele care eliberau bile. Parcările care au făcut obiectul vechiului contract sunt situate în Bulevardul Unirii, Piața Republicii și pe străzile Mihai Viteazu, Mihai Eminescu și Doamna Stanca. Până la adoptarea unui nou regulament privind parcările publice, acestea nu vor mai fi taxate.